Care sunt indicațiile? Să o luăm, să spunem, în sfera ginecologică. Da, pentru... Ce tipuri de patologii. Cancere, ce patologii sunt tratate cu această intervenție, practic, nechirurgicală? Poate fi și chirurgicală, dar să spunem, pornind de la cancere de tip endometriale sau uter, cancerul de uter, operat, nu necesită un abort chirurgical. Pacienta este operată, este vindecată, la 4-6 săptămâni îi se poate recomanda dacă sunt anumite criterii pe un buletin histopatologic și se poate spune, ok, avem nevoie să facem brahiterapie ca să prevenim riscul de a recidiva local prin brahiterapie doar, să spunem, da? Ei, asta înseamnă că pacienta îi se va recomanda brahiterapie într-un consult de radioterapie și pacienta va efectua 3 ședințe, să spunem, de brahiterapie. Care, deci, va veni de 3 ori la... Exact, într-o procedură în ambulator, exact, va veni, se va face consultul, aplicația respectivă. Cât durează? Nu durează mai mult de 2 ore. De ce? Pentru că e vorba de un consult ginecologic cu medicul radioterapeut. Implantul în sine presupune introducerea unui tub de plastic la nivelul vaginului restant și efectuarea unui tomograf pentru a vedea exact structurile înconjurătoare. După ce avem această achiziție de imagini prin tomografie, facem planul de tratament prin acest soft pe care îl avem, medicul, asistentul de radioterapie și fizicianul medical cu pregătire în această tehnică. Și apoi când avem planul gata, respectând niște constrângeri europene, suntem în regulă, pacienta este tratată și ulterior noi personalul intrăm, mobilizăm pacienta și pacienta poate pleca acasă, nu este radioactivă. Este un tub de plastic care de fapt se mulează pe cavitatea vaginală, deci nu este... Rămâne pentru celelalte 2 ședințe sau este extras? Nu. Vine, pacienta se... Pacienta nu e nevoie să se izoleze de familie, nu... Este radioactivă. Nu mai are nimic de făcut. Să spunem, doar în momentul efectuării procedurii, timp în care este singură în buncăr, un timp controlat, de ordinul 3-5 minute, deci nu se întâmplă absolut nimic și nici radierea asta nu este dezorganizată. Este strict la nivelul mucoasei vaginale, unde știm că acolo ar putea fi vorba de recidivă. Deci este nedureroasă, este eficientă, protejăm astfel și vezica și rectul, intestinele, iar toxicitatea este minimă, chiar deloc, aș spune, mai ales când e vorba doar de actul chirurgical și de brahiterapia aceasta în cavitatea vaginală. Aceste intervenții sunt decise, știu, la Centrul Oncologic Sanador în tumor board, deci participă se, atunci când se ia decizia de intervenție, după aceea pentru prevenirea recidivelor, exact, de o comisie. Da, avem o comisie multidisciplinară prin care implicăm medicul ginecolog, medicul oncolog, medicul radiolog și medicul anatomopatolog ca să știm concret care sunt caracterele care ne-ar cauza probleme și noi trebuie să recomandăm sau nu pacientei tratamentul de tip radioterapie. Dacă avem cancer de endometru prezent și pacienta din anumite considerente, să spunem că nu este operată, atunci tratamentul este unul mai invaziv, cum a spus, unul chirurgical, prin faptul că facem această procedură în condiții de asepsie, adică în condiții în care nu trebuie să avem germeni sau alte probleme și avem procedura se efectuează ca într-o sală de intervenții și atunci încercăm să fie totul fără durere, avem un control anestezic, pacienta este văzută de medic anestezist, îi se face anestezie și atunci eu pot introduce în condiții de siguranță sub ghidaj ecografic ace, tuburi de plastic sau tot ce am eu nevoie încât să iradiez volumul acela tumoral. În ce cazuri de cancer? Endometrial inoperabil și cancerul, în cancer de vulvă, în cancer de vagin și cancer de coluterin. În principiu, sfera asta ginecologică se poate face sub anestezie pentru că este absolut normal. Pacientele suferă pentru că au un volum tumoral ce poate cauza dureri și nici nu ar putea să fie nedeplasabil. Ar trebui să stea nemișcate pe o perioadă mult prea îndelungată, ceea ce n-ar putea niciun alt pacient să rămână în aceste condiții. Și atunci, pentru confortul pacientei și al medicului,
bineînțeles, se apelează la anestezie. Și aici vorbim de, de un pic de mică chirurgie, să spunem, niște gesturi chirurgicale și un sondaj retrovezical, deci poate fi montată o sondă urinară pentru că sunt 2-3 ore la mijloc. Bineînțeles, este vorba de rahianestezie, iarăși. Deci nu doarme, nu este... Poate fi și adormită ușor, dar nu neapărat. Ne dorim pacienta să fie conștientă pentru că avem nevoie de informații ce țin de starea dânsei, de confort, de faptul că ne dorim să nu adormă, să tresară și să ne miște ceva. Deci e cumva o bună... Ne cunoaștem foarte mult, să spun așa, de-a lungul iradierii externe când ne pregătim pentru acest tip de tratament de tip suplimentare de doză numită brahiterapie. Până la sfârșitul acelor 5 săptămâni de iradiere externă, pacientele sunt destul de, să spunem, instruite, da, și cam știu la ce se vor aștepta și știu să colaboreze cu noi. Și brahiterapia tot 2-3 minute durează. Exact. Implantul în sine durează mai mult, dar iradierea e exact la același nivel, vorba de ordinul minutelor. Și repetă câte ședințe? Pentru ce vorbeam puțin mai devreme despre cancele inoperabile, undeva între 5 și 7 minute și se repetă ședința undeva la 24-48 de ore. Preferăm 48 de ore minim pentru că e vorba de anestezii generale sau spinale și e nevoie de recuperare. Tot așa, după care poate pleca acasă, nu trebuie izolată de cei din jur. Exact. Pacientele nu sunt radioactive. Acest avantaj este foarte important. Menținut.